Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi face predicții generale pentru săptămâna 8-14 iulie pentru dragoste. Să vedem cum stăm cu dragostea în această săptămână și voi folosi oracolul iubirii și ca metodă roata norocului în dragoste. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante. Varianta inimioarelor, pentru că astăzi am pregătit variantele cu inimioarele. Alegeți-vă inimioara care considerați că vă va putea da cel mai apropiat răspuns de adevăr, bazându-vă pe intuiție, după cum rezonați cu aceste culori și inimioare, gândindu-vă la persoana iubită, la relația pe care o aveți, la ce vă doriți dumneavoastră în dragoste, ce fel de relație vă doriți, ce așteptări aveți pentru această săptămână în dragoste. Și să vedem ce spune roata norocului, ce surpriză vă rezervă, cum va fi această săptămână, 14 iulie, pentru dragoste. Așadar, vă las câteva clipe să vă alegeți varianta și rețineți că aceste predicții sunt predicții generale, nu sunt adresate în mod special unei anumite persoane și nici legate strict de problema, de relația unei anumite persoane. Sunt predicții generale, da? Și este posibil ca nu toate persoanele să se regăsească 100% în aceste predicții sau predicțiile să se împlinească 100%, de altfel divinația nu este o știință exactă, nu este matematică, chiar dacă ca și matematica are mai multe variante de răspuns, deci există pentru acea situație poate să fie mai multe variante. Divinația este o știință bazată pe intuiție și pe energie, iar energiile sunt în mod sunt fluctuante, sunt schimbătoare în funcție de gândurile persoanelor și pe cărora li se prezice, și precum și a persoanelor cu care aceste persoane intră în contact în fiecare clipă a vieții sale. Da? Deci nu se pot întotdeauna îndeplini 100% pentru că se pot schimba energiile, se pot schimba interesele și se pot schimba și dorințele. Automat se schimbă și predicțiile. Ok. Voi începe pentru început să fac predicțiile pentru cei care și-au ales varianta inimioarei roz. Și să vedem cum va fi această săptămână, 14 iulie. Mai specific, pe canalul meu folosesc de multe ori metodele de divinație adaptate la propriile mele intuiții, pentru că fiecare persoană care se ocupă cu divinația își creează propriile sale metode și le adaptează la propria sa intuiție, la propria sa experiență. Și deci invit pe cei care se uită la acest canal și apreciază acest canal și își doresc să rămână pe acest canal, să înțeleagă că, că metodele pe care le folosesc, indiferent că este vorba despre cărți, tarot, lenomard, bobi, ghicit în cafea, I-King, etc., deci orice metodă de divinație pe care o folosesc, o folosesc adaptată. Uneori respect în tocmai modalitățile de etalare, de predicție pe care le regăsesc în experiența marilor cartomanți ai lumii, spre exemplu, după care mă inspir. Alte ori le adaptez, îmi creez propriile metode și așadar sunt inutile, poate pentru mulți dintre voi, comentariile care le-am văzut. Din fericire, majoritatea comentariilor se referă strict la predicții, dar sunt persoane care critică, ca să spun așa, metodele folosite, modul în care eu interpretez. Fiecare își adaptează, da? Deci să înțelegeți acest lucru. Ok, și să revin la predicții. Haideți să vedem cum va fi săptămâna 8-14 iulie pentru cei care și-au ales varianta inimioarei roz pentru dragoste. Să vedem ce surprize vor avea în dragoste această săptămână, ce le rezervă roata norocului. Ok, să vedem cum va fi această săptămână. O pereche mi-a ieșit aici, un cuplu, dragoste. Deci poate să fie această săptămână o întâlnire în dragoste. Să aveți parte de o întâlnire în dragoste, da? Deci cu sentimente împărtășite. Da? O femeie șatenă cu un bărbat șaten,
care sunt foarte potriviți în dragoste unul pentru altul, dar este posibil ca în momentul de față să fie spate în spate, să fie certați, să fie despărțiți, da? Este foarte posibil. Deci poate voi, cei care v-ați ales inimioara roz, nu sunteți în momentul de față cu persoana iubită, pentru că mi-apare spate în spate, ceva vă nemulțumește. Sau dacă sunteți în această relație, aveți grijă în această săptămână să nu ajungeți spate în spate, da? Să nu vă întoarceți spatele unul la altul. Haideți să vedem cum va fi această săptămână. Deci voi face un cerculeț, să vedem dacă îmi reușesc să-l fac să se vadă pentru toată lumea. Ok, cam așa ar trebui să arate cerculețul. Ok, și să începem de la prima carte. Prima carte. Este vorba despre drumul de zi, în această săptămână, este posibil să apară un tânăr cu o veste. O veste chiar de dragoste poate să fie, da? Deci, posibil în drumul de zi să primiți o veste sau poate chiar, să zic așa, da, o veste în dragoste mi-apare într-un drum de zi sau legată de drumul unui tânăr, da? Deci pe care noastră îl iubiți. Sau să-l vedeți această persoană. Totuși vă nemulțumește ceva legat de un dar, da? De un dar, există aici o tristeță. O tristețe legată de un dar, o nemulțumire pentru o dragoste, ceva să vă nemulțumească, da? Deci e posibil să primiți un dar, dar în același timp poate să fie și darul de vorbe, nu neapărat dar cadou de bani, da? Deci darul poate să fie o vorbă legată de un dar de bani sau poate o dar de vorbe, dar poate să fie și legată de un drum. Aici, o femeie șatenă poate să vă dea o veste, să primiți o veste despre un tânăr, da? Sau de la un tânăr, să primiți o veste. Acum poate să vină poștașul să vă aducă o scrisoare, spre exemplu, da? Sau o veste. Sau să primiți un telefon. Poate să fie și acesta un mesaj, un schimb de SMS-uri. Da, poate să fie niște mesaje legate de niște bărbați, de niște ce discută niște bărbați, poate legate de niște bani, de niște afaceri la servici, poate să fie niște colegi. Sau despre un cuplu, tată și fiu, da? Poate să fie și despre acel lucru. O nemulțumire legată de un alt bărbat mai în vârstă aici mi-apare, deci legată de dragoste. Țineți minte că acesta este un oracol romantic, da? Deci astea sunt toate referitoare la dragoste. Niște hotărâri care trebuie să se ia în dragoste, legate de un drum sau seara, da? Poate să fie niște hotărâri pe care vor trebui să se ia în dragoste, dar să vedem dacă aici poate să fie cu neliniște care din cauza acestor hotărâri. Cu o reușită, să știți, neliniștea aceasta este cu reușită, este pentru sau vă aduce o reușită. Această hotărâre care se va lua în dragoste va aduce o reușită, o veste, poate să vă aducă chiar și o veste. Acum poate să fie cu două feluri. Poate să vă aducă o reușită în dragoste pentru niște hotărâri sau în același timp, pentru reușita unor hotărâri în dragoste, să vă nemulțumească niște vești pe care le veți primi din partea unui tânăr, da? Din partea unui tânăr că mai are pe altcineva, că vă poate înșela cu cineva, cu o femeie singură, o femeie despărțită sau cu o femeie văduvă, poate ca să vă aducă această nemulțumire. Deci are două sensuri această carte, depinde fiecare de ce situație o trăiește. Aici mi apare un cuplu. Deci posibil să vă puteți, să faceți o nouă cunoștință, să vă cuplați cu cineva cu care să faceți vești bune,
Da, în dragoste aici vă apare un tânăr, să știți. Reușita noastră în dragoste, bucurile, în dragoste, iubirea aduce un tânăr. Exact ce a spus de la bun început. Deci aici aveți grijă, pentru că dacă, poate din cei care și-au ales varianta inimioarei roz, dacă ați fost singuri, e posibil să cunoașteți pe cineva să vă aducă bucurie în dragoste sau să vă împăcați cu persoana iubită cu care când întâiere mi-a ieșit că sunteți spate în spate, spre exemplu, sau dacă sunteți în relație cu această persoană, să vă aducă bucurie. Da? Deci vă aduce bucuriile în dragoste, așa este surpriza voastră în această săptămână, un tânăr. Sau o nouă cunoștință în dragoste, da? Poate să fie și acest lucru. Haideți să vedem pentru cei care și-au ales inimioara verde. Ce le aduce dragostea în această săptămână? Deci cei care v-ați ales varianta inimioarei verde, gândiți-vă la săptămâna 8-14 iulie în dragoste, la ce vă doriți în dragoste în această săptămână, ce reușite. Și să vedem ce spune oracolul romantic, ce surpriză vă rezervă roata norocului în dragoste. Ia să vedem ce vă rezervă roata norocului. Aici poate o supărare cu un tânăr legat de un drum sau de niște bani. Da? Deci poate să fie un tânăr care poate are interese materiale, poate îl interesează mai mult banii sau are legătură ceva și cu banii. Sau poate cu serviciul vostru. Cu școala, mă rog, carieră. Ok. Sper că se vede. Eu încerc să le adun așa, să le pun cât mai grupate, ca să le puteți vedea cât mai bine. Și să vedem. Pentru început, o femeie. Poate să fie o femeie singură. O femeie aici care, această femeie singură, orică sunteți dumneavoastră, orică e o femeie care e supărată în dragoste, poate din cauza unui tânăr, sau această femeie vă creează o nemulțumire în dragoste, spre exemplu. Bun, dacă nu e asta cartea. 1, 2, 3, 4, 5. Da, vă creează niște lacrimi în dragoste din cauza unui bărbat. Aici mi apare, sau poate să auziți un cuplu să vă creeze, dar mai degrabă, cred că vă creează lacrimi în dragoste sau poate să auziți de o persoană că s-a despărțit un bărbat, da? Niște vești pe care le primiți, niște vești de la o femeie, dar este o femeie mai bârfitoare, îi place să mai bârfească, poate să exagereze cu veștile, să le răstălmăcească veștile, vorbele. Aici un cuplu, e posibil să vă cuplați voi sau să auziți de o pereche care se iubesc, da? Să vedem dacă este vorba despre voi sau e vorba despre alții. Îmi apare aici o femeie și un bărbat mai maturi, sau cel puțin bărbatul este mai matur. Poate să fie un cuplu căsătorit. Sau să poate să fie un cuplu căsătorit care să poate să fie vorba despre socrii, părinții unui bărbat cu care dumneavoastră ați putea avea chiar temei, discuții despre căsătorie sau despre temei, sau ați putea face o nouă cunoștință cu cineva printr-o pereche. Da, o bucurie. Poate să aveți chiar și așternut cu cineva. Chiar e posibil să vă vină cineva sau să vă dorească cineva pentru așternut. Mai vrea să aibă cu noastră o relație mai intimă. Primiți vești. Primiți niște vești legate de dragoste, poate. Sau de întâlnire. Cu multă bucurie pentru voi. Da, deci poate să fie în drumul de zi să primiți o veste, poate de o întâlnire, o propunere în căsătorie, nu știu, o propunere de o nouă relație cu cineva, cu o persoană, primiți vești în orice caz. Da? Poate să vă întâlniți chiar soarta, să zicem așa, dacă nu aveți încă pe nimeni. Da, deci poate să fie veștile scrise, dar vă trebuie mai multă înțelepciune, trebuie să fiți mai atenți totul, să aveți mai multă înțelepciune. Pentru că veți avea reușită. Deci aveți reușite, bucurii,
dacă, sau poate să profitați de o situație, da? Deci aveți grijă că dacă sunteți atenți la niște situații și aveți înțelepciune, puteți să vă ajungeți cu reușită dumneavoastră. Totuși, un tânăr vă nemulțumește aici, să știți. E un tânăr care poate vă înșeală, care poate ceva care vă nemulțumește din partea unui tânăr. Dar surprinderea dumneavoastră în dragoste vor fi niște tineri, să știți. Niște tineri vor fi în dragoste. Poate veți avea de ales între doi bărbați, să zicem, între doi tineri sau niște discuții. Dar trebuie să fiți prudenți, că este posibil ca acești tineri să nu fie, unul dintre ei să nu fie tocmai onest sau nu, să nu fie tocmai educat, să nu fie o persoană tocmai, vă aduce totuși niște îndoieli. Da? Sau mai poate să fie și a treia variantă în care să aveți niște îndoieli pentru persoana iubită în această săptămână. Ca surpriză, să zic așa, vă îndoiți de ceva. Ok, haideți să vedem și pentru cei care și-au ales inimioara roșie, să vedem ce le rezolvă săptămâna în dragoste, ce surprize vor avea. Deci cei care v-ați ales inimioara roșie, gândiți-vă la această săptămână în dragoste, la ce vă doriți în această săptămână, cum doriți să vă fie relația, persoana iubită, gândiți-vă la ce așteptări aveți, ce dorințe doriți să vi se împlinească în săptămâna 8-14 iulie. Ce surprize vă rezervă roata norocului în dragoste pentru săptămâna 8-14 iulie, pentru cei care și-au ales varianta inimioarei roșii. Aici mi-apare un cuplu, poate dumneavoastră cu încă un tânăr, poate sunteți o femeie cu copil, poate să depindă foarte mult, să vedem ce spun cărțile. Deci, să vedem. În casă, posibil să primiți vești. În drumurile de zi, vești de la un tânăr, de la un bărbat, mă rog. Vești de la un bărbat, în dragoste. Deci puteți să primiți în această săptămână vești în casă, în dragoste, de la un bărbat. Sau despre dragostea unui bărbat. Un alt tânăr care totuși este supărat, poate să primiți o veste, poate oficial, de la o scrisoare, un SMS sau ceva care să fie despre niște lacrimi sau să vă înlăcrimeze. O ceartă, da? Deci aveți grijă că puteți să primiți vești în dragoste, dar puteți să aveți și o ceartă. O bârfă din cauza unor discuții, unor vești. Aici aveți grijă cu veștile, pentru că este posibil să vă fiți și înlăcrimați. Primiți vești și de la o femeie. Aici mi apare poate sau să primiți vești despre în dragoste, despre un dragoste unui tânăr, despre că este cu o altă femeie, spre exemplu, și vă cade despărțire, spre exemplu. Sau să auziți și de o despărțire în același timp, de o ceartă, de un scandal. Sau dumneavoastră aveți grijă să nu aveți o ceartă și un scandal cu care să ducă la despărțire. Poate primiți un dar, un cadou, o veste de la un bărbat, poate mai în vârstă, mai matur. Discuții pe care le veți avea cu niște tineri despre un drum sau la un drum de seară, o altă întâlnire cu un alt bărbat. Foarte mulți bărbați pe aici în jur, să zic așa, deci sunt foarte multe persoane cu vești, multe vești, multe persoane noi cunoștințe poate, sau aveți curtezani, vă bucurați. Pentru cei care sunteți bărbați, este foarte posibil ca bucurina în dragoste să vă aducă o femeie blondă. Da? Iar vouă în dragoste vă vin niște vești, niște mici bucurii sau un așternut cu un tânăr brunețel. Da? Poate posibil să aveți o propunere de un așternut sau, mă rog, cineva care vă dorește un așternut sau vă dă o mică bucurie, o veste, o mică bucurie, poate de o mică întâlnire la care parcă ar viza așternutul vostru, să zicem așa, cu un tânăr. Asta este surpriza în dragoste pentru cei care și-au ales varianta inimioarei roșii.
Cam asta este tot ce pot să vă spun ca surprize în această săptămână, prin dragoste, pentru cei care și-au ales una dintre cele trei variante. Sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele, veți avea o săptămână plină de satisfacții, de bucurie, în dragoste, că vă veți împlini dorințele, împlinesc așteptările aceste predicții, că ați înțeles că aceste predicții sunt generale și nu adresate în special unei anumite persoane și unei anumite relații. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube. Și vă invit să vă abonați pe acest canal dacă nu v-ați abonat încă. Găsiți butonul pentru abonare sub acest filmuleț, găsiți și clopoțelul pentru a îl folosi pentru noile predicții, pentru a primi la timp noile predicții. Lăsați-mi și comentariile, feedback-urile voastre, dar vă rog, sunt ca de obicei, lăsați-le legate strict de predicții și nu comentarii pe marginea metodelor folosite de mine, că nu le regăsiți pe alte canale, spre exemplu, sau că voi, bunicii voștri, nu v-au învățat metodele care le folosesc eu, etc. Da? Pentru că fiecare persoană își folosește propriile metode și își adaptează metodele învățate de la alții la propriul său mod de a interpreta, de a prezice. Încă o dată vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube. Mulțumesc în mod special celor care mi-au fost alături pe acest canal încă de la bun început și celor care s-au alăturat pe parcurs. Le mulțumesc și celor care se vor alătura de acum încolo și vă doresc în continuare o zi plăcută din toate punctele de vedere și o săptămână excelentă, în mod special în dragoste, să vă împliniți toate dorințele așa cum vă doriți voi. La revedere!